Pentru Zodiarac, luna nouă din 1 februarie aduce dorința de și aduce în primul rând în prim plan schimbarea, transformarea, momente noi pentru noi începuturi. Se poate începe un proiect nou, se poate schimba ceva într-un domeniu de viață. Aceste începuturi sunt susținute de triunghiul minor, Venus, Uranus, Jupiter, și pot antrena în cazul racilor contracte, asocieri, procese, relații cu prietenii, cu protectorii, cu asociații profesionale, cunoașterea aprofundată, călătoriile lungi, planeta focar este Jupiter din pești, este într-o casă unde aveți cunoașterea aprofundată, călătoriile lungi, se valorifică trigonul Venus Uranus prin susținerea iubirii de libertate, prin susținerea spiritualității, prin dorința de cunoaștere aprofundată, cunoaștere de sine, cunoaștere spirituală, puteți să vă gândiți și la călătorii lungi. Valorificarea trigonului, Venus Uranu, se face prin emoție, compasiune, înțelegere față de cei apropiați și prin sentimente nobile schimbările, transformările, datoriile pot să aducă stări de austeritate, să vă aducă stări de frustrare, să vă facă să fiți să aveți un spirit critic exacerbat și pot să vă aducă în planul de a fi atrași de religie, de filozofie, relațiile pot fi mai degrabă ancorate într-o zonă practică. În 4 februarie se activează, din punct de vedere astral, posibilitatea de a fi antrenați în cursuri aprofundate, călătorii lungi. E o perioadă care poate să aducă stări de inspirație manifestarea generozității, este posibilă iarăși și izolarea sau de asemenea și neacceptarea realității. Aspectul nu este întotdeauna benefic în zona de relații, dar în zona familială poate să aducă aspecte pozitive, romantice, chiar putem spune.